Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, dar eu simt că eu zic că această etalare poate fi și pentru cei care au Lună conjunct Pluto, care e foarte scorpionească combinația. Acum trecând de orice poziție, orice zodie, mai bine zis, Lună conjunct Pluto. Foarte important. Niște mesaje deja au venit din seria mesajelor de la Înger, considerați fundația pusă. 50. 5 înseamnă schimbare. 50 poate contează. În vârsta cuiva poate aveți numărul casei. Ideea este că ceva în casă se întâmplă. Vă pregătiți, poate, evident, interesant, cu lumânările astea, e normal să vă pregătiți, ia. Să vă pregătiți de sărbători. Dar nu e vorba doar de asta, posibil că creați stabilitate în casa voastră sau într-o anumită relație. Eu o să pun cartea la loc, oricum o să mai iau încă una la sfârșitul etalării. Din seria clarificatorilor pentru viitor apare un 10 de cupe și roata norocului. Energiile se vor schimba prin orice ați trece acum. La un moment dat veți ajunge la acest moment de fericire, da? Vă veți vindeca și veți alege schimbarea de direcție, de energie. Face parte din transformarea voastră. Cu alte cuvinte, scorpionul nu trebuie obligatoriu să sufere continuu, trebuie să mai și se bucure de viață. Hai să vedem situație. Situația scorpionilor, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, decembrie 2022. Sunt foarte multe ceva. Situația. Probabil că aveți multe lucruri de făcut, ca și mine, nu știu. Ca toată lumea, că în această perioadă cred că toți sunt implicați, toți suntem implicați în diferite proiecte, vrem să le finalizăm pe cele începute, vrem să mai aranjăm, mai finisăm unele altele. De înțeles. Hop, așa, în sfârșit. Da, 3D, 3, nu știu, 3D. 3, o călătorie. Posibil auziți? Pentru că 3 înseamnă comunicare. Nu reprezintă musai vești, dar e reprezintă călătorie. Călătorie pe distanțe mari, peste hotare în general, poate chiar și peste continente sau spre continente. Oricum ar fi, sunteți într-un anumit punct în călătoria voastră prin viață. La capătul setului de cărți, 5, care ține de arborele genealogic, de stabilitate prin acest pom. Dar ce interesant este că vine, apare șarpele invers. Și lasă așa că e una dintre cărțile care sunt negative și faptul că a venit invers este minunat. Vă vindecați cu steaua și sub forma turnului 16, iar călătorii 17 stea. Bine, aici simbolurile sunt un pic diferite, dar interesant, poate cineva la distanță călătorie, peste hotare, peste mări și țări, chiar continente. Posibil e cineva care strălucește în public? Și care s-a vindecat, se vindecă ori de posesivitate, ori de o relație karmică foarte obsedantă, negativă, da? Ori de o invidie, de un dușman, de ceva negativ, da? Și eu știu dacă e altă persoană, voi știți, dacă sunteți voi, iar tot voi știți, variați de la om la om. Că unii poate sunteți aici căsică în țară, alții sunteți peste hotare. Vedem ce legătură au aceste cărți. Dar e bine că aveți multe simboluri. Iar cărarea, calea, călătoria vieții. Sunteți într-un punct în călătoria asta. Asta e clar. Sunteți într-un punct, într-o stație. O perioadă o să vă găsiți stabilitate, pe urmă iar călătoriți, iar în sensul nu neapărat că vă... Nu știu de ce, unii poate vreți să
Vă mutați cu casa în altă parte, un mesaj pentru persoanele a trei, înseamnă, am zis, comunicare, nu doar călătorii. Treține de o abundență, posibil pentru unii abundența voastră și pământul fertil îl găsiți nu acolo unde v-ați născut, ci în altă parte. Schimbați locul, apropo de roata norocului, schimbați norocul, că în viitor apare și norocul cu 10 de cupe. Ups, energia voastră. Ia uite, interesant, sacrificiul, casa, apropo de 4, de stabilitate, 4, 3, 3, 4 și 5. Aici este un sat tradițional, un sat tradițional, nu colectiv, poate să fie colectiv, este, care cuvânt? Un loc. Un loc în care ați făcut multe sacrificii pentru stabilitate. Dar apar turnurile, am văzut turnuri. Dar interesant că în aceste de cărți turnul 16 este reprezentat de stea, care stea reprezintă vindecare. Deci, cu alte cuvinte, toate trăsnetele astea care vă zdruncină stabilitatea prestabilită, toate aceste trăsnete vin să vă aducă lumină și să vă îndemne să vă descoperiți, să călătoriți mai departe, să nu stagnați. Să nu stagnați. Și să vă vindecați. Ia, la capătul se... Ia uite, apropo, libertate. Vă eliberați. Vă eliberați. 4, iar apare 4 sub altă formă, a înțelepciunii. Aici este un soi de 9 de monede, dacă recunoașteți cartea din tarot. Femeia sau personajul independent, care nu e doar independent, ci are reușite financiare, dar crește și spiritual, comunică cu spiritele înalte. Înțelepciune. Înțelepciunea vă spune, vă îndeamnă. Ia uite, acest story interesant. Da. Unii străbuni vă susțin. Vă susțin energetic și vă îndeamnă să vă eliberați. Să vă eliberați chiar din locul... Dintr-un loc, aș spune, deși tot îmi vine să zic locul natal, dar iar variază de la om la om. Chiar străbunii voștri vă îndeamnă. Posibil că acolo cineva are o karmă și nu faceți parte din karma respectivă, trebuie să vă eliberați sau ați făcut suficiente sacrificii. Unii chiar ați făcut suficiente sacrificii. Și gata. Asta e. Nu să vedem ce alte mesaje apar. Soare, Luna, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion, poate fi și Lună și Pluto. Lună conjunct Pluto pentru cine are. O dată, de două ori, de trei ori. Totuși ceva. Ia uite, turnul, evenimente neașteptate. Dar acele evenimente neașteptate vă duc către o altă stabilitate că a venit, considerați fundația pusă. Cu alte cuvinte, ce vă zdruncină într-un loc, vă îndeamnă să vă găsiți stabilitatea în altă parte și fericirea. Ia uite, doi de bâte aveți de ales, iar între o energie statică și o călătorie. Călătoria vieții voastre, ce să mai e. Trebuie să vă, gândiți eventual unde vreți să vă mutați. Unde vreți să vă mișcați. Trecut, doi de cupe. Luna. Cum să fac? Să am loc. Și faletul de monede. Acum toate aceste mesaje pot să, dacă nu sunt, nu le recunoașteți ca fiind parte din viața voastră, deși probabil că unii trebuie să le integrească, vă placă, nu vă plac. Trebuie să vă gândiți dacă nu cumva reprezintă energia unei persoane sau unor persoane cu care aveți de-a face. Aceia sunt la distanță, aceia trebuie să au făcut suficiente sacrificii într-un loc în care nu se merită și trebuie să se elibereze și eventual să fiți eventual împreună. Rămâne de văzut, de la om la om. Doi de cupe, era să zic doi de spade. Dar luna. Luna puteți să fiți voi sau alt semn de apă, peștrac, scorpion. Aveți peștrac, scorpion chiar de la început?
și semn de pământ. Pentru unii visați de foarte mult timp, luna, asta mă duce cu gândul la vise. Visați, ați visat, visați la un suflet pereche de foarte mult timp. Și probabil că în ultima vreme ați întâlnit un personaj cu care simțiți că puteți crea ceva. Cu valetul de monede puteți crea ceva stabil. Aveți și o oarecare conexiune emoțională. Oarecare, ba chiar profundă. Însă sunt niște secrete. Voi intuiți că aveți planete în Scorpion. Cine are planete în Scorpion intuiește foarte multe. Simțiți că nu știți suficiente lucruri despre ei. Mai ales dacă personajele la distanță, că tot au arătat cărțile, că sunt niște cărări de străbătut. Ori de voi, ori de alte persoane către voi. Poate să fie și o prietenie în secret, care în ultima vreme, că tot face parte din trecut, începe să se contureze. Prietenia prinde altfel de contur. Rămâne de văzut ce apare și la clarificare. Ia. Doi de cupe. Scorpion, soarele în Venus, ascendentul în nord în Scorpion o dată, de două ori, de trei ori, doi de cupe. Ia uite, cavaleri de monede, posibil să fie semn de pământ pentru unii, nu obligatoriu. Ia uite, doi de spade, că am spus, doi de spade. Această colaborare, această prietenie, acest suflet pereche vă îndeamnă, vă provoacă la niște alegeri. Apropo de casă, alegeri care țin de casă și de echilibru și de stabilitate, 4 de două ori și 6. 6 care este oglinda lui 4 într-o oarecare măsură. Însă 6 de monede în acel context aș spune că simbolizează cât lucrați pentru acea stabilitate. Dar luna, clarifică luna odată, sunt multe cărți. Da, sunt multe. Dar uite că vine doi de cupe și cavalerul de spade. Lumea și regele de spade. Măi, ce ciudat. Știți ce simt? V-ați întâlnit cu un suflet pereche unii dintre voi într-un mod neașteptat cu cavalerul de spade. Ați avut comunicare. Cavalerul de spade și valetul de monede sugerează comunicare. Însă acest personaj sau voi sau acest personaj, unul dintre voi, sunteți la distanță. Că tot a apărut, repet, călătoria, calea și lumea, care înseamnă distanță. Ideea este că între voi ceva s-a întâmplat. Vă simțiți atât de bine. Și telepatic, și fizic, și pe multe planuri. Poate ați fost și împreună, poate v-ați și iubit. On a bed of roses. Melodie. Cine cântă, știu exact cine cântă. Dar acum îmi scapă denumirea. John Bon Jovi. I wanna lay down on a bed of roses. Posibil e o romanță, s-a născut o romanță, dar cred că într-un mod neașteptat. Și pe voi și pe ei această prietenie, această colaborare care s-a transformat în romanță, v-a pus pe gânduri. Luna reprezintă și îngândurare și reverii și stare de... mai ales noaptea, mi-e dor de el, de ea. Însă, ideea este că distanța asta provoacă la alegeri. Și alegerile astea țin de încheierea unui capitol și deschiderea altui capitol. Pentru asta aveți nevoie de foarte mult discernământ ca să puteți să alegeți corect. Un lucru pe care probabil cel puțin unul dintre voi nu l-a avut până acum. Face parte din lecția acestei întâlniri, discernământul. Ce alegeți? Dragostea
sau stabilitatea. Pentru că aici voi nu știați, nici ei, nici voi, trei de spade înainte de durere. Da, totul părea frumos, o inimă roșie, palpitați de pasiune, de, nu știu, înțelegere, de empatie, de... Aveați multe de povesti, dar apare cioara, apar nori, apar niște vești, ceva se întâmplă. Și cavalerul de spade sugerează că au apărut niște evenimente neașteptate, că tot am văzut și turnul. Trăsnetele, care zdruncină o stabilitate, am zis, de un loc. Casa cuiva, casa voastră, casa lor, casa cuiva. Unul dintre voi era căsătorit sau avea o familie, făcea parte dintr-o familie foarte puternică sau foarte tradițională. Și uite așa, întâlnirea dintre voi îi dezechilibrează. În primul și în primul rând emoțional, poate și financiar, poate și energetic, pentru că trebuie făcute drumuri. Dar pasiune există. A existat. Ia uite. Și conflicte. Conflictele, obsesie, ia uite. Spânzuratul. Apare stagnarea, amânarea din cauza legăturilor karmice. Ta-na-na-na-na-na. Nu mă așteptam să pun atâtea cărți, asta e. Valetul de monede. Și acum stați și vă gândiți. Voi, ei, ce să fac? Cum aș putea să construiesc? Pentru că e o legătură profundă totuși între voi. Valetul de monede. Hai să vedem o dată. Ia uite, regina de bâte. Atracție este, dar empatie este, înțelegere. Multe lucruri profunde sunt, dar trebuie și construit. Posibil acum să fie și diferență de vârstă între voi și diferență de valori și diferență de abordare, însă regina de bâte, dragii mei, înseamnă și amanta. Am zis, dacă unul dintre voi era sau da, era căsătorit sau într-o relație, ce se întâmplă aici provoacă acea relație karmică? Sau căsătorie, sau familie, sau chiar dacă nu e amantă, e persoana care vine cu... cu ceva fermecător și tulburător, aș spune. Ia uite, asul de bute. Atracția asta care creează conflicte. Ah, și cineva începe să gândească și la divorț sau la cum ar putea să-și... Sunt gânduri multe. N-are rost să le înșir pentru că e etalare colectivă. Gânduri multe. Când o să fac personal, aș putea să dezvolt ideea. Acum, hai să vedem. În prezent. Wow! Magicianul! Ce carte superbă! Îmi place magicianul. Chiar îmi place. Cavalerul de monede. Deci de la valet ajunge la cavaler. Ajungeți voi sau ei? E o evoluție. Și turnul. Iar apar turnul. Da. Trăsnete, turnuri. Vedem ce cu acest turn. O să-l clarificăm. Iar un trăsnet. Dar poate să fie trezirea cuiva la realitate. Bă, m-am săturat să stau în locul ăsta în care am făcut sacrificii. M-am săturat să stau în casa asta, în blocul ăsta, în... Bine, la modul... material vorbim, că tot am vorbit de... Vreau să-mi fac fundație, valetul și cavalerul de monede, în altă parte, magicianul. În altă parte, în alt context, eventual cu altcineva care mă simte, mă înțelege și simt că putem avea, că am văzut în viitor un 10 de cupe, putem avea fericire împreună. Acum, vedem ce înseamnă și acest turn, că poate să fie separare bruscă, poate să fie trezire, separare, voi între voi vă separați ca să vă gândiți cum să manifestați, ce să alegeți, ce să construiți. Poate să fie și separarea de trecut, a voastră și a lor. Hai să vedem totuși. Interesant. Ia uite, unde s-a oprit magicianul și regina de spade, dincolo de confuzii. Dar cineva așa seama că s-a... s-a păcălit într-o anumită casă. Într-un anumit cuplu, într-o familie. Iar apare 6 de monede în alte de cărți. S-a păcălit,
și dorește să manifeste altceva, ceva adevărat, ceva real, ceva sincer, autentic, aș spune. Așa simt. Clarifică magicianul, te rog frumos, pentru Scorpion, soarele. Ups, e extraordinar magicianul. Poate sunteți doi manifestori? Yes, very interesting. Doi manifestori, dacă știți ce ai aia. Nu e ușor, dar e provocator. Magicianul și magicianul, fantastic. A capătul setului de cărți, ia uite, pasiune multă. Teribilă, zice, epuizantă cu 10 de bute. Că așa se întâmplă când se întâlnește cel puțin un scorpion cu altă persoană. Dacă sunteți și doi oameni cu doi manifestori sau... Că, știu de ce zic doi manifestori, pentru că manifestorul e o energie foarte puternică. Sau aveți Pluto sau aveți, eu știu ce, combinații. Poate amândoi aveți planete în scorpion. Și alte combinații astrologice, delicii planetare. Da. Turnul e și energie explozibilă, TNT, explozivă, cum vreți voi să ziceți. Dar o să clarificăm. Pasiune mare, mare între voi. Dar sunt și responsabilități? Și cum scăpați voi de responsabilitățile alea? Vedeți? Împăratul. Personajul cu responsabilități, cum se uită la regina de bâte? Nu vreți să fiți regina de-a mea de bâte? Că mă cobor din poziția de împărat și mă transform într-un rege de bâte. Deci, magicianul. Magicianul, care fică magicianul odată, de două ori, de trei ori. Iar apare regina de spade. Gândiți, trebuie să gândiți exact ce să manifestă. Oh! Pe de o parte, vă stresați cum să manifestați un nou început. Clar că vă doriți. Eu cred că amândoi vă doriți acest acest început. Amândoi vă doriți stabilitate. Ambele părți. Să zic, nu neapărat amândoi, că poate sunteți, nu știu, prieten, colaborator, rude, dar sunt două părți, da, două suflete, pereche. Unul se gândește că a fost păcălit, probabil că a apărut separarea cu lumea. Probabil știți că trebuie să alegeți, nu știți, dar lăsați-vă intuiția să lucreze. Hai să mai vedem că e complicată treaba. Clarificăm nouă de spade. Deci ar mai fi stresul. Păi stresul este cum să manifest când celălalt e căsătorit sau e într-o familie super tradițională. Sau într-un... Dacă nu familie, poate să fie un mediu de ăsta tradițional. Deci cam cum sunt. România și în România sunt, dar mai degrabă aș zice Italia de Sud. Asta sugerează Italia de Sud. Bine. Așa, ca nuanțe, nu fi valabil pentru toată lumea, dar în fine. E stresul. Cum să manifest? Cum să... Băi, cum a venit întâlnirea aceasta când eu deja eram... Într-o conveniență, aud. Într-o conveniență cu cineva. Cum să manifest? Păi, dacă ești stresat, n-ai cum să manifesti. Mai dăm o carte. Ai, de complicată. Odată. Iată. Eu am un blocaj pe regina de monede, care regina de monede înseamnă soția sau mama. Și femeia independentă de care am vorbit mai devreme, de care este un personaj foarte atras. Foarte atras! Mama și femeia independentă, soția și femeia independentă, eventual soția, femeia independentă care ar putea să fie mai bună soție decât cealaltă. În fine. Dă-mi, Dumne, pe nouă de spade odată. Ia uite cum sar cărțile. Mai, dar sunt prea multe. Ia uite.
Se vrea transformare. Pe asta le păstrez, că astea mi se par super evidente. Roata norocului. Cineva se stresează. Cum să schimb? Cum să nu mă mai stresez? Cum să mă mobilizez la modul practic? Și să transform situația. Roata norocului, moartea. De că vorbim de scorpion, da? Interesant că jos au picat. Fiți atenți, ia uite. O căsătorie sau o familie în care cineva face prea multe sacrificii, am zis? Ia uite, sacrificii. Da? Wow! Dar, în plus, aceste două cărți mai semnalizează și importanța credinței. Fără credință nu reușiți să faceți nimic. Nu știu, să le pun deoparte sau le reținem ca și idee, da? Alegeri. Mai dăm pe cavalerul de monede. Odată. Semne, aveți semne de apă, de pământ. Le știți, da? Turnul reprezintă scorpionul sau pentru mine reprezintă și vărsător. E ceva și semn de foc, de aer. În fine, în principiu cam de toate. Dar în mod special apă și pământ apare. Și Mercur ca și gemeni fecioară, deși, dragii mei, eu nu fixez arcanele majore pe nicio zodie, dar v-am zis așa că poate vă place. Avem și Scorpion și Jupiter și Săgetător și multe. De tot. E ok. Cineva vrea să fugă! Să fugă! Ia uite, de acasă pentru că e îndrăgostită. La. Wow! E frumoasă! Poate scrieți povestea asta? Ce-ar fi să o scriem? Hai, cavalerul de monede, odată. Facem așa un roman. De două ori. De trei ori, cavalerul de monede. Eliberare, de ce? Da. De cupele goale, de lucrurile și oamenii care nu ne împlinesc. 8 de cupe este cartea scorpionilor, Venus sau, eu știu, chiar Luna în scorpion. Yeah. Asul de cupe, fantastic, da, eliberat. Deci, ai ce ideea? Deci cum poți să mai stai după ce îți întâlnești sufletul pereche? 2 de cupe de dor, da? Lumea. Ce frumoși erați împreună, nu? Chiar și dacă visați, poate unii dintre voi visați că sunteți împreună în 5D, în 5D, da. Dar apar evenimente neașteptate și nevoia de a vă păstra mintea la locul ei, să nu zboare prea departe. Cavalerul de monede și asul de cupe. Iar apare apă și pământ. Ideea este cum să manifeste această dragoste. Dar nu doar, voi n-aveți nevoie doar de emoții, pentru că sunt oricum copleșitoare că vă simțiți. Poate aveți lună și lună. Dacă aveți lună și lună în scorpion, wow! E mișto. E fain, în fine. Dar nu obligatoriu. Puteți să aveți lună și Venus. Sau lună și ascendent. Sau lună și nodul nord. Da? În scorpion. Astea sunt mai mișto, dramele astea cu scorpion decât alea cu zodia leului. Mai fain mie astea, îmi plac mai mult. Cavalerul de monede și asul de cupe. Da, vreți să vă vindecați, clar, de trecut. Vreți să vă reconstruiți viața, clar. Dar vreți ca această întâlnire care s-a produs deja, știți despre cine vorbesc, să se transforme în ceva real. Am zis, în ceva real. Pentru asta știți că trebuie să lăsați în urmă toate cupele astea goale, toate sacrificiile pe care le-ați făcut. Și să vă gândiți bine la o strategie care apare, ia uitați aici. Dacă până acum nu ați ales foarte strategic sau dacă nu sunteți voi poate persoana cealaltă, care trebuie să învețe, să aleagă corect, conform inimii, nu doar corect, dar și conform inimii. Pentru că și mintea și sufletul trebuie satisfăcute. E bine și trupul, și sexul, și romantismul, dar, ia uite, toate vă ajută să vă echilibrați, să vă vindecați. Ia uite, lumea și valetul de monede, da, și asul de monede, și asul de, am zis monede, vreau să zic de bâtă, dar era și de monede.
Puteți să începeți multe lucruri. Dar deocamdată în această perioadă, emoțiile sunt copleșitoare pentru că sunteți în plină transformare și stres, și transformare și stres cum să manifestați. Și faptul că, ți-am zis, a venit magicianul de două ori, îmi confirmă că într-adevăr vreți să manifestați. Știți că, de fapt, înțelegeți că magicianul înțelege foarte multe. Nu e un personaj, de fapt, nicio arcană majoră nu reprezintă indolență, e inteligență. Dar e un personaj foarte inteligent care, și am văzut regele de spade de două ori, care înțelege că, de fapt, întâlnirea dintre voi doi a fost manifestată în timp, prin acele reverii, prin acele stări, și acum gata, e real, e în fața voastră, unul fața celuilalt. Și ce faceți cu această dragoste? Clarificăm turnul. Păi, ce faceți? Stați în stres sau schimbați stresul în ceva radical? Eliberare, nu? Eliberare. Și aici, interesant, și aici e cal alb, și acolo era cal alb la moarte. Și renaștere. Clarificăm turnul odată. De două ori am văzut turnul mai devreme, dați în urmă. De trei ori. Ia uite steaua, exact ce am zis, ați văzut turnul, turnul sub forma stelei. Ia uite, turnul 16, mai. 16, 16, și aici e steaua și aici e steaua. Deci, separare, șocul care întâlnirii vă vindecă, dar sunt niște separări între voi, niște tăceri, probabil, care sunt foarte necesare, tocmai ca să învățați și unul și celălalt să alegeți. Ce vă doriți, de fapt, să manifestați? Ia uite, regina de cupe. 8 de monede. Ia, hai să vedem. Când dată n-am tăiat. Dar cineva nu vrea separare. Dacă s-a produs o separare între voi, cineva nu vrea... Probabil personajul cu marcaj mai puternic în semn de pământ. Așa pot să exprim, nu pot să explic altfel decât marcaj puternic în semn de pământ. Cineva nu vrea separare. Dacă s-a produs deja, că am văzut totuși cărți. Da? Da, apare magicianul de două ori. De fapt, cred că niciunul nu vreți separare, dar ia, vedeți cărțile? Da, ia ca așa. Ia ca așa. E necesară, va separa divinitatea tocmai ca să luați iau de trăsnete, trăsnete, turnuri, turnuri, trăsnete. Și eliberări. Cu alte cuvinte, întâlnirea aceasta este o întâlnire de destin. Și înțelegeți unul și celălalt. Unul poate e mai stresat. Cel care a evoluat cam știe în principiu cu ce se mănâncă întâlnirea de destin. Măcar așa, la modul teoretic. Știți că întâlnirea de destin transformă întreaga viață. De acum încolo nu veți mai fi la fel, nici unul, nici celălalt. Acum, aici e ideea, dacă tot știți că e întâlnire de destin și amândoi vreți să manifestați ceva, amândoi știți că e un șoc această întâlnire și... Repet, nici viața voastră, nici viața lor nu va mai fi la fel. Însă, dacă aveți această conștiință cu regele de spade de două ori și magicianul de două ori și trăsnetul de mai multe ori, că și asta aduce trezire, ideea este, de ce n-aș face, de ce n-aș crea, apropo de magician care creează viața sa, de ce n-aș crea această transformare în așa fel încât să mă bucur de dragoste și să construiesc ceva de durată? Însă... Asta e. Și dacă e separare, eu nu vreau separare, vreau să fiu împreună cu persoana dragă. Mai dăm o carte pe turn. Ia, odată. Am văzut și steaua. Am zis că e necesară ca să vă vindecați niște traume, să reveniți eventual, dacă vreți să manifestați împreună și să transformați în sens benefic, amândoi trebuie să vindecați niște chestii și apoi împreună veți mai vindeca altele. Ia uite! Măi, trăsnete și fulgere, TNT, vă rog frumos să ascultați TNT sau Thunderstruck, AC/DC, ia uite. Asta e trezirea cuiva, cineva își dă seama, băi, dar ce, asta e ce mi-am dorit. Eu este tot, personajul ăsta este tot ce mi-am dorit, nouă de cupe.
Da. Hai, o dată. De două ori. De trei ori. Pasiune care vindecă, sex care vindecă, da, normal numai la scorpion se întâmplă așa ceva. Bine, nu neapărat. Dar clar, sex, când veți fi împreună, veți avea un sentiment că sunteți super puternici împreună și că puteți transforma totul. 8 de monede transformă, ia, transformă că e 8. Puteți munci relația. Și în primul și în primul rând, în primul și în primul rând, dacă veți face sau ați făcut dragoste, nu sex, dragoste, că voi nu o să faceți sex. Faceți dragoste, da? Dragostea aceasta va vindeca. Așa se întâmplă cu scorpionii voi. 9 de bâte. Cu alte cuvinte, este încăpățânarea unuia de a rezista în această separare, eventual de a... Da. De a nu se lăsa, care ar fi exprimarea corectă, afectat atât de mult de separare, 9 de spade, 9 de pute, ca să poată să fie aptă de a oferi aute. 2 de cupe iar, 2 de cupe. O împăcare. O mâncare care să ducă la reconstrucție. Cavalerul de monede cel mai bun pentru reconstrucție. Pentru că ia cărămidă cu cărămidă. Mă, asta e crăpată, gata, o arunc. Asta e bună, stai cu păstrânca. Și fundație. Fundație este deja pusă. Mi-a picat, apropo de turn, mi-a picat și mie unghiile. Da, interesant. Nu, mai dăm o carte. Da, într-un mod neașteptat. E nevoie de comunicare. Comunicare. Ce? Iau. Că voi sunteți împărătesele lor. Sunteți tot ce și-au dorit, 9 de cupe. Sunteți cea mai frumoasă, cea mai sexy, cea mai puternică, cea mai înțeleaptă, cea mai creativă. Cu voi vor să fie împreună. Iau, uite, justiția. Tăceri sunt, regrete sunt. Mai e o altă relație. Și se vrea... Dar cum? Cum? Oh, this is the secret. Iaute. Asul de spade și regina de monede. Bă, nu știu, pentru unii să nu discutați cu soția sau cu mama. Pentru alții cineva vrea să spună că da, vrea să fie împreună cu voi. Variază. Hai să o lăsăm. Oricum acum trece la următoare, la viitor. Viitor 5 de monede. Opa, așa împăratul și împărăteasa. E bine că am scos-o. Și 8 de spade. Uf. Hai să vedem ce ar putea să însemne. 8 de spade. Dar acest stres și această obsesie, poate, știți, aici, acum văd, ar putea să fie și obsesia fostului vostru sau fostei lor. În acest context în care central este dragostea, interesant. Și manifestarea unei transformări de o viață, de viață, de nu știu, de radicală. Dar vor fi lăsate blocajele, cred că țin de relația karmică, care și aceea se zdruncină și relația voastră sau prietenie sau ce-o fi acum între voi se zdruncină, dar și relația voastră cu fostul se zdruncină și relația lor cu fosta sau cu actuala, nu contează, se zdruncină. A zis cineva, încearcă să reziste unor separări. Nu, nu pleca că tu ești soția mea sau ești soțul meu, chestiile astea, la la la. Nu, o să plece la un moment dat. Din acest program, cine e de plecat, ca să manifeste echilibru. Iar 2 de cupe, într-o formă sau alta, 2 de cupe aici este. Am început cu 2 de cupe, iau de 2 de cupe. Și la distanță, dacă sunt interesant cum vine mesajul, și la distanță, dacă sunteți, există un fluid energetic, comunicați telepatic, vă simțiți. Iau de regina de cupe.
Dragoste, asul de cupe, mai, va fi. Poate nu chiar acușica, acușica, dar cred că la anul o să fie un nou început. În cazul în care acum ai experimentat stresul transformării, stresul manifestării în condiții critice. În condiții critice. La capătul setului de cărți aveți regele de spade și faetonul și judecata. Iar regele și cavalerul de spade. Da. Ideea este că cineva vrea să vină corect, politically corect la voi. Și să renască situația. Pentru că simte dragoste. Vrea să ofere, ia uite, justiție după ce a oferit într-o formă sau alta, da, ia uite, a fugit. A fugit de fericire. Deci a fugit pentru că mai avea pe cineva, ia uite, regina de bute. Sau invers, da? A fugit de fericire. Acușica, hai să vedem. În viitor, 5 de monede. Să clarificăm ce acești 5 de monede. Posibil veți fi o perioadă că tot apare turnul separarea, vă veți simți un pic abandonați, un picuț așa. Dar orice ați avea în Scorpion, sunteți băi, sunteți puternici. Sunteți puternici. Bărbați, femei, sunteți împărați și ziua și noaptea, nu contează. E o formă marțiană, Pluto, Marte, da? Și veți depăși orice program și orice îndrăzneală a altei persoane să stea în calea voastră. Cu alte cuvinte, dacă împăratul vrea să fie cu voi, că vă vede împărătese, ataie-te, va fi cu voi. Hai să clarificăm, totuși. Nu uitați că a venit aici în viitor, iar roata norocului și 10 de cupe. Va fi bine, va fi bine, va fi bine. 5 de monede pentru Scorpion de toate soiurile. Și Lună și Pluto, o dată. Jumate de set de cărți. 5 de monede, o dată. Hai, drăguță. Dar vedeți, turnuri, de două ori. Va fi colaborare după o perioadă de abandon, da? Eu am luat două cărți, trebuia să iau una, soarele. Dar e bine, interesant, are logică. Mai, dacă veți simți probleme financiare, vă veți simți singuri, acestea se vor rezolva. Pentru că veți fi depășit, veți depăși. Multe trădări, multe greutăți. Veți fi fericiți. Într-un cuplu. Foarte sexy, cu acest drapel roșu super, super sexy, cald, creativ, vesel. Cei ce-i nouă de spade. Nu uităm, da? Și-a apărut cavalerul de spade, a mai apărut regina de spade, dar mai e nevoie de un cuvânt, de o discuție cu cineva, probabil cu karmicii, ca să se zică gata. Gata, schimb, macazul. De ce să stau într-o relație în care mă stresez când pot să stau într-o relație în care există înțelegere, empatie și dragoste și pasiune și de toate? Acum, mai văd și chestia că, într-adevăr, eu femeie cu un copil, pentru că sunt situații și situații. Dacă știți că sunteți niște persoane, niște mame, apropo de mame, care rămâneți singure într-un context, nu știu, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să judecați, pentru că dragostea poate să apare și în viața voastră. La un moment dat, cu alte cuvinte, dacă sunteți într-o relație karmică cu cineva și persoana respectivă vă părăsește, mai nu știu, când cineva ține de relație mai mult decât e cazul, sunt și tendințe de-astea scorpionești extrem de posesive, cum am văzut șarpele mai devreme, care își fac rău. Sunt scorpioni care își fac rău singuri. Eu vă sfătuiesc. Păi, când cineva pleacă, n-are rău să-i mai țineți. Și când cineva pleacă, înseamnă că e o avertizare că și voi sunteți chemați să fiți cu altcineva, să fiți în alt context, să fiți într-un alt loc, să vă mutați, să schimbați locul, să călătoriți peste hotare și acolo să vă găsiți fericirea. Gândiți-vă. Așadar, împăratul, ia uite, 6 de cupe.
Ar fi o împăcare. Ia uite. Două cărți care arată cuplu fericit. Și pasiune. Dar vor fi aceste alegeri între a minți și a plăti karma sau a manifesta această pasiune. Că nu poți să stai în minciună, nu știu, să faci călătorii, zici că ești... Da, zici că ești plecat la serviciu și te întâlnești cu iubita, știți? Nu, nu e corect. Nu, îți asumi decizia. În fine, împăratul. Odată. Doi. Trei ori. Patru de monede? Ia uite, cine ține de această... Măi, dacă e vreo relație, pentru mine patru de monede reprezintă relații karmice. Bazate pe stabilitate, pe falsă stabilitate, da? Ia uitați aici. Acolo se zdruncină o casă și la voi, eventual, unde se zdruncină persoana karmică tot ține. Auleu, să țin, nu se mai poate. Ia uite. Se va rupe. Nu se poate pentru că o relație nu e stabilă prin bani, măi. Și nici prin tradiții. E prin altceva stabil. Prin dragoste, scuzați în zgomotul. Ia uite. Împăratul va veni cu un dar. Ce? Da, împăratul. Știți, șase de băte uneori reprezintă pe lângă victorie. Vedeți? Doi oameni care se întâlnesc. Două lumi. Apropo de lume. Vedeți aici o lume. Două lumi. Care se întâlnesc victorioase. Un soi de cenușăreasă, prințul și cenușăreasă. Gata, i-a găsit pantoful. Uite că ți-am adus. Ce număr vrei? Cu alte cuvinte, cine vă vede ca pe împărătese, va dori... Dacă are probleme financiare după un divorț sau o separare, se va vindeca și va începe să strălucească, va veni glorios. Va fi o întâlnire glorioasă, aș zice, între împărat și împărăteasă, între doi oameni puternici. Ia uite, iar turnul, înfruntarea, judecata. Faetonul, care, oră despre asta trebuie neapărat să vorbesc zilele astea, așa, da, aceste separări neașteptate sau așteptate, judecata este provocată, ce aleg, cum înfrunt demonii, cum manifest justiție, pentru că vreau relații echilibrate, relațiile karmice nu sunt dezechilibrate, sunt doar semnături pe hârtie, din niște motive. Da, vreau o relație echilibrată cu femeia vieții mele, cu femeia care îmi oferă empatie, dragoste, prosperitate, la 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 la. Și relația karmică va fi, ia uite, moartea vine pe relația karmică. În ce sens moarte? Înseamnă, băi, gata, nu se poate. Hai să fim serioși, nu se poate. Eliberare. 8 de spade. De programare mentală. Ia, o dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, 3 de spade, se vindecă. Rana aceasta sufletească. Extraordinar, măi! Deci nu vine să cred, măi! Nu vine să cred magician pe magician. A zis, e ceva de nu se poate. 8 de spade e o persoană legată, psihic, mental, de ceva, de o idee, de niște tradiții, de nu vede, de o relație în care nu vede adevărul, că de fapt e nefericită, stă acolo, că na, hai să stau și eu. Și apare 8 de spade. Stai, mă, că de fapt tu ai altceva de făcut. Uite că îți spun eu, să arăt eu, îți explic eu. Adevărul ăsta e. Hai, dăm o carte. Ia uite steaua, vindecare. Adevărul este că noi suntem predestinați să fim împreună. Stea înseamnă predestinare. Dar, până una alta, ia du-te tu și fă o baie. Du-te, fă o baie, du-te și tu la... Stai, ia asta, că nu prea le-am cu stațiunile. La... Nu știu, dați-mi și... Gândiți-vă la o stațiune de asta în care faci băi.
Nu știu, la Mangalia. Du-te și tu la Mangalia, simte-te bine, uite, plătesc bilet. Stau prin preajmă. Dar sunt iar două cupe, două suflete, împreună ne putem vindeca. Și nu doar că ne vindecăm, am zis, e și sex vindecător, dar hrănim tot ce în jur, vedeți? Este o cupă care hrănește tot ce în jur. Nu ne ocupăm doar de noi, de lacul nostru, de lubrifianții noștri, da? Unde era? Unde am pus-o? Era aici, da? Uite. Da. Drăguț. Deci, vă veți deprograma, vă veți elibera și vă veți vindeca. Apare soare, soare, eliberare de suferință, vindecare, eliberare de programare, împăratul care vine cu un dar și cu dorința de a avea victorie. Împăratul, adică un personaj asumat. Bărbat, femeie, ce este? Asumat și plecat pe stabilitate, pe protecție. Față de persoana care este mai creativă, mai empatică, da? Cineva trebuie să facă gard protector și să hrănească. Apropo, aici este hrană, fertilizatorul. Fertilizatorul care ajută la această manifestare a abundenței pe care cealaltă persoană, să zic, o manifestă mai ușor. Wow! Cât am vorbit? Măi, nici nu știu cât am vorbit. Cât e, măi? 51 de. Mai fă ele și pe celelalte. Cât aia, mă, că după ce care am început târziu, mai fac și italor lungi. A, taie. Cui îi place, ascultă, cui nu. Ascultați în altă parte. Don't worry, be happy. Băi, când e să fii împreună cu cineva, vei fi împreună. Cu toate relațiile karmice și atunci îți dai seama, băi, ce am trăit lângă cine. Nu neapărat că... Lângă cine am crezut? Ah, deci nu se poate, băi, scorpionilor, nu se poate. Am mai fost la o etalare la alegere. Wow, deci nu se poate. Union of Hearts și True Love. Veți fi împreună cu persoana iubită. 28 care înseamnă magician. A zis, mă, sunteți doi manifestori. Doi oameni care manifestați puternic. Acum, nu știu dacă în aură musa ai manifestor. Poate unul e manifestor, altul știe să manifeste altfel. În fine, amândoi știți să manifestați ideea asta. Wow. Ce? Dragoste adevărată. Șocant, nu? Șocant de frumos! Fantastic! Ce mă bucur! Dragoste îndurată! Ați îndurat foarte multe, dar acum e cazul ca cineva să vă demonstreze dragostea. Unul dintre voi trebuie să demonstreze, celălalt să învețe să primească. Pentru că cel care trebuie să învețe să primească a muncit în relații ca, nu știu, ca animalul ăsta care trage la jug. Da. A îndurat, s-a sacrificat. Unul s-a sacrificat imens în relații. Nu zic că poate celălalt, eu știu, a fi avut o viață ușoară, dar poate celălalt a fost o lecuță mai libertin. Și atunci, unul trebuie să învețe să primească. Și am început cu trei care înseamnă împărăteasă, dragii mei. Wow. Sfăturețe pentru scorpioni. Și scorpioane, sper că v-a plăcut. Dacă nici asta nu vă place, măi, ce nu mai place, pe bune? Și acum, că o să manifestăm în decembrie, că se manifestă la anul, nu mai contează ideea să se manifeste, bre, magicianul de dori. Are you freak? Da, gândiți-vă la prioritățile voastre. Prioritatea fiind ce? Sufletul, măi. Sufletul. Sfăturețe. Îmbrățișați viața. Cursul vieții. Ia, da, că vin multe cărți. Ia, odată. Dori. Asta ce vrea să zică? Da, exact, de două ori l-am tras pe asta. De două ori. De trei ori. Iertați-vă, că scorpionii iartă cam greu, dar unii pot să iartă. Aia care, scorpionii care reușesc să ierte, sunt cei mai tari. Ia uite, fiți reali.
Lună plină în vărsător. Probabil se va întâmpla ceva la luna plină în vărsător. Nu știu când pică asta. Cred că urmează luna nouă, da? Da, eu știu. Sau când va fi ceva zodia vărsătorului. Ia uite. Aveți, apropo de magician, de vărsător, de gemeni, de că tot a apărut și gemeni, da? Aveți încredere că va fi bine. Mai dăm o carte. Nu și noi așa. Practicați gratitudinea ca să vină dragostea, ca să păstrați vibrația. Superb! Vă pupă, mama! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!